Anul școlar 2013-2014 a început cu așteptări mari la cel mai bun liceu din Bacău, Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu. Multiplele premii obținute în anul școlar precedent la olimpiadele și concursurile naționale și internaționale, dar și rezultatele foarte bune, respectiv o rată de promovare de 100% la examenul de bacalaureat, sunt doar câteva dintre obiectivele pe care elevii și profesorii colegiului și le-au propus și pentru acest an. Pentru acest an școlar ne-am propus să menținem cel puțin rezultatele de anul trecut la olimpiadele școlare, să ridicăm eventual notele pe care le vom obține la bacalaureat, să păstrăm acest palmares de 100% pe care am obținut în cele din urmă la bacalaureat cu promovabilitate și să realizăm niște lucruri care să facă școala noastră și mai atractivă decât este la ora actuală. Și va fi o surpriză, o să vedeți, undeva în primăvară vom avea o surpriză pentru toți elevii din Vrânceanu. O dovadă a faptului că absolvenții Colegiului Gheorghe Vrânceanu pot realiza ceea ce și-au propus, chiar dacă pare greu sau imposibil la un moment dat, o reprezintă și fostul absolvent al colegiului, actualul viceprimar Mihai Șuștac, care mărturisește că a retrăit emoțiile din prima zi de liceu. Azi am trăit emoția pe care am trăit-o acum 17 ani de zile, când în aceeași curte mă aflam tot la început de an școlar, eram un tânăr elev la începutul vieții, să zic așa, de licean, în adevărat sens al cuvântului. La Colegiul Național Ferdinand I, anul școlar 2013-2014, a început sub auspiciile schimbării, în condițiile înlocuirii produse la nivelul direcțiunii liceului. Dragi elevi, părinți, cadre didactice și invitați, suntem onorați ca astăzi, împreună, să pornim să parcurgem un nou drum. În jurul nostru sunt o mulțime de oportunități. Nu putem sta fără să facem schimbări în viața noastră. Din păcate, toți se gândesc să schimbe lumea, dar nimeni nu se gândește să se schimbe pe sine. Pe lângă invitații din cadrul administrației și instituțiilor publice din municipiu, la deschiderea de an școlar la Colegiul Ferdinand I au participat și reprezentanții ai județului sau ai Parcului Industrial HIT în calitate de părinți. Un clopoțel de nota 11.